Despărțământul Astra, dr. Nicolae Căliman Codlea, a împlinit de curând un an de la reorganizarea sa. Cu acest prilej ne-am propus omagierea vieții a două familii ardelene care au militat mai bine de un veac pentru drepturile și libertățile românilor din Transilvania. Braniște este un nume de referință pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul veacului următor. Moise Braniște, 1834-1891, născut la Merghindeal, lângă Cincu Mare, a făcut studii înalte pentru acel timp, la Sibiu, ajungând o persoană importantă în mediile culturale transilvanene. Este considerat un părinte al stenodactilografiei românești, funcționând în dieta de la Sibiu. Toți copiii săi s-au realizat în viață, dar fiul cel mai mare, Valeriu Braniște, 1869-1928, devine o adevărată personalitate politică și a vieții culturale. El a învățat mult, în cea mai mare parte în germană, liceul de stat din Sibiu, și în maghiară, facultatea de litere și filozofie din Budapesta, ajutat material de fundația Emanuel Gojdu. În 1891 este numit profesor la liceul Andrei Șaguna din Brașov, unde predă 2 ani, româna, maghiara și germana. Membru al Partidului Național Român, la chemarea doctorului Ioan Rasiu, ajunge la Sibiu, unde colaborează la cotidianul politic și literar Tribuna, cu foiletoane politice semnate Bill A. Zam, dar și cu folclor, lucru semnalat de Dicționarul Cronologic Literatura Română, apărut în 1979. Idealul lui Valeriu Braniște nu era viața liniștită la catedră, ci una de luptă pentru a îndrepta durerile și umilințele acestui neam, nădejdile înșelate ale românilor. La 1 ianuarie 1894 înființează la Timișoara cotidianul Dreptatea și suplimentul Foaie de Duminica, având corespondenți la Viena, Budapesta, București, Blaj, Sibiu, în Rusia. Trimis al Dreptății la procesul Memorandumului Românilor către împăratul Franț Iosif, apără pe acuzatul Ionel Tripon. Va fi condamnat într-un proces de presă și va sta închis din martie 1895 până în luna iunie 1896 la Vaț. După experiența colaborării la ziarul pentru redeșteptarea națională Patria din Cernăuți, în 1900 fuge din fața autorităților și se întoarce la Brașov. Se căsătorește cu Maria Popovici, 1872-1963, văduva atunci, fiica Otiliei, o frumusețe a Brașovului, și a lui George Boamben, cunoscut în lumea comerțului. Valeriu a găsit în soția sa un tovarăș prețios, gata a împărtăși binele și răul. Am să-i mulțumesc că am supraviețuit în putere și sănătate
toate frământările unei vieți buciumate, nesigure de azi pe mâine, nota el în Amintiri din închisoare, Însemnări contemporane și autobiografice, volum scris în închisoarea de la Seghedin pentru spionaj în folosul României, apărut în 1972 cu contribuția decisivă a fiicei sale, Valeria Braniște, 1901-1992, căsătorită Căliman, care a colaborat 20 de ani cu Gheorghe Iancu, profesorul de la Cluj, pentru a edita 5 volume de corespondență ale tatălui său. Mult mai multe date despre viața și activitatea, idealurile lui Valeriu Braniște, găsim în cele două volume intitulate Omul politic și de cultură, Valeriu Braniște, 1869-1896, apărute la Timișoara în 2012, tipărite de editura De Vest. Valeriu Braniște a desfășurat întreaga viață o vastă activitate culturală. Colaborare la Gazeta Transilvaniei, Brașov, proprietar editor la ziarul Drapelul din Lugoș, la ziarul Banatul, foaie pentru poporul român, interzis de autorități. Este prezent la toate manifestările culturale și politice ale poporului român. Scrie despre Iosif Vulcan, Andrei Mureșanu, Ciprian Porumbescu, Coriolan Bredicianu, Aurel Vlaicu, Iacob Mureșanu, Titu Maiorescu, Andrei Șaguna, Gheorghe Lazăr, Mihai Eminescu, semnând cu un nou pseudonim, Ioța lui Toboc. După intrarea României în război, este pus sub supraveghere polițienească și închis de către Tribunalul Militar din Seghedin între lunile februarie-octombrie 1918. La Marea Adunare a tuturor românilor din 1 decembrie conduce batalionul românesc din Lugoj și este ales, după un an, șef al resortului învățământ în Consiliului Dirigent, apoi membru de onoare al Academiei Române. Se ocupă de dezvoltarea școlii românești de toate gradele. Astfel, la 31 ianuarie 1920, inaugurează Universitatea din Cluj, prim institut de învățământ și cultură din Transilvania, reușind să aducă profesori iluștri. Emil Racoviță, după ce părăsește Franța, Sextil Pușcariu, doctor Iacobovici. Aceea care avea să urmeze îndeaproape exemplul marelui om politic a fost Valeria Braniște, fiica sa mai mare. Crescută într-o familie românească puternică, ea și-a făcut debutul în ziaristică pe la 14 ani, demonstrându-și iubirea de neam. În 1919 se înscrie la Facultatea de Filologie Romanică a Universității din Cluj, absolvită cu magna cum laude. Intrată în învățământ în 1923, a funcționat 3 ani la Liceul Marianum din Cluj. Mai apoi, doamna Valeria Braniște Căliman a devenit profesor de limba română la Liceul de Fete din Brașov întreaga sa viață. Corespondența și articolele publicate în Gazeta Transilvaniei 1941-1944 sunt cuprinse în volumele cu aceleași titluri
publicate în 2013 la editura Foton. Sub îngrijirea remarcabilei profesoare, Steluța Pestrea Suciu, astristă, convinsă, după o documentare de ani de zile. Despre înaintașii neamului Căliman avem mai puține date. Le aflăm într-o lucrare extraordinară scrisă de dr. Nicolae Căliman și intitulată Ne cheamă Pământul. Este vorba despre un roman de memorii în care unele nume ale personajelor sunt în mod premeditat ascunse, numele din familia Căliman fiind înlocuite cu numele Hârtojan, satul Cornățel fiind înlocuit cu Cornenii de Sus, prenumele fiind în general respectate. Memoriile au fost scrise în cea mai mare parte în lagărul de la Caracal. Niculăiță Hârtojan este feciorul lui Gheorghe și al soției sale, Suzana Raicu, născut la 20 noiembrie 1886 în comuna Cornățel, județul Sibiu, într-o familie modestă de țărani. Iubește școala. Liceul Maghiar din Sibiu, 7 clase, cu ultima la Liceul Andrei Șaguna din Brașov și bacalaureat în 1907. Cu bursa Fundației Gojdu și modestul ajutor al părinților, Facultatea de Medicină din Viena, cu ultim an la Facultatea de Medicină din Budapesta și doctorat în medicină în 1913. Trimis după un an la clinicile și laboratoarele de specialitate din Berlin. Primul război mondial îl găsește pe locotenentul Nicolae Căliman ca medic militar în armata austro-ungară. După prăbușirea Imperiului Habsburgic, îi va conduce la Cluj pe soldații năsăudeni din regimentul 63. Ce urmează în 1919? Școală. Bursier în studii de specialitate la Institutul Dr. Ioan Cantacuzino și Dr. Victor Babeș din București. Apoi bursier al statului român în Elveția pentru specializare în organizarea sanitară. Răsplata din 1919. Inspector de igienă și medic șef al laboratorului de igienă creat de el la Brașov. Medic în direcția medicală a CFR-ului sau la Casa de Asigurări Sociale din orașul de la Poalele Tâmpei. Pentru înființarea primului dispensar destinat copiilor și mai ales pentru voluntariat, primește, la 50 de ani, placheta de argint a societății Principele Mircea. Pentru calitățile sale excepționale, aproape 20 de ani, este președinte al medicilor brașoveni. Implicat în politica vremii, doctorul Nicolae Căliman a devenit, în 1911, membru al Partidului Național din Ardeal, familia Braniște, Căliman, fiind apropiată de fruntașii politici Iuliu Maniu, Alexandru Vaida Voievod. A devenit vicepreședinte al organizației locale a Partidului Național Țărănesc până în 1947. Anul 1926 a însemnat o schimbare majoră în viața renumitului doctor. Căsătoria cu Valeria Braniște, fiica marelui ziarist și patriot ardelean Valeriu Braniște. Toți aparțineau aristocrației intelectuale. Cu suflet mare, cu un intelect ales, cu un caracter nobil în care trebuie să se oglindească întreg sufletul poporului. Munca lor trebuia să fie dezinteresată,
o adevărată jertfă de sine, plină de altruism, pricepere, curaj. Puțini oameni mai aparțin acestei aristocrații, prezentate atât de călduros în lucrarea Gândirea organică a doctorului Nicolae Căliman. Această familie românescă avea verticalitate morală, ea aflându-se în miezul vieții sociale, politice și culturale din Brașov și din întreaga Transilvanie. Au scris și au publicat cărți. Cum să ne apărăm sănătatea? 5 ediții a câte 5.000 de exemplare, premiată de editura Cartea Românească în 1920. Gândirea organică și Boala lui Banc, editura Sibiul Medical, 1935. Ne cheamă Pământul, tipărită postum, în 1998. A generatoare de viață românească, editura Astra, Sibiu, 1942. Romanul Exercițiu de suferință, apărut postum în 2000. Traduceri din limba latină. Amândoi au publicat numeroase articole în ziare ale vremii. Cea mai importantă funcție publică pe care a avut-o doctorul Nicolae Căliman și care ne leagă de personalitatea sa este aceea de președinte vreme de 17 ani, între 1928 și 1945, al despărțământului Astra Brașov. Membră pe viață, doamna profesoară Valeria Căliman a ținut conferințe. A realizat un alt deziterat al despărțământului în 1934, un teatru pentru copii care a funcționat mai mulți ani. Punct important în programul Astrei a fost înființarea unei biblioteci publice, obiectiv realizat în 1930 în actuală Casă Baiulescu. Importante au fost și Conservatorul Astra, 1928, Tipografia, 1933, Cinematograful Astra, 1933. Între anii 1926-1931 s-au înființat biblioteci poporale în 27 de localități din țara Bârsei, între care și în Codlea, 236 volume donate. Cartea este una din cele mai mari puteri ale lumii. Ea nu trebuie să lipsească din nicio comună românească, se credea cu tărie atunci. În anul 1934 ia ființă Școala Țărănească, între profesorii căreia se afla și doctorul Nicolae Căliman. Programul ei prevedea lecții practice și teoretice de agricultură, creșterea vitelor, pomicultură, apicultură, cunoașterea legilor, cooperație și asociații țărănești, contabilitate, igienă și medicină, medicină veterinară, plante medicinale. În data de 10 octombrie 1926, la inițiativa doctorului Nicolae Căliman, a luat naștere despărțământul Astra Codlea. Primul președinte a fost preotul Gheorghe Florian Preșmereanu și s-au înscris 58 de membri. Cercurile sale se aflau în comunele Țânțari, Vlădeni și Satul Nou. Vine însă și vremea pedepselor. Ca urmare a convingerilor sale democratice, la sfârșitul celui de-al doilea război mondial,
Doctorul Nicolae Căliman a fost arestat de 3 ori în anii 1945, 1947 și 1952. Este eliberat abia în 1953. Și soția sa este arestată la Brașov și îi se desface contractul de muncă din lipsă de fonduri, viața familiei cunoscând numeroase greutăți. Spiritul ei rămâne treaz, ajutat de rezistența anticomunistă românească a timpului. Ea este Contesa Walewska, colaborator al postului de radio Europa Liberă, și de la ea s-a aflat despre Liviu Cornel Babeș, brașoveanul care și-a dat foc pe pârtia Bradului. Desființat în 1948 de autoritățile comuniste, despărțământul Astra Codlea a fost reorganizat în 3 noiembrie 2013. Spiritul medicului Nicolae Căliman reînvie despărțământul Astra Codlea, scria cu bună dreptate profesoara Corina Bărăgan Sporea, președinte al despărțământului Astra Buzăul Ardelean. Este un nou început, este nevoie de cercetarea rădăcinilor proprii, de adunarea în jurul nostru a oamenilor de la Poalele Măgurii și din Țara Bârsei. Vom încerca să dăm viață cuvintelor celui care ne veghează dintre stele, doctorul Nicolae Căliman. Știu că omul dornic de mai bine e înclinat spre visuri, dar mai știu că visurile cu ochii deschiși din partea sufletelor cu voință tare sunt pe jumătate realități. Și cum de la dorință până la putință în cele mai multe cazuri nu este decât golul voinței, ceea ce azi e numit dorință, vis, mâine poate îmbrăca forma realității a faptei.